Numărul persoanelor care nu au un loc de muncă la nivel național este în creștere. Cifra șomerilor a înregistrat o creștere față de luna aprilie 2016 cu 0,2%. Rata șomajului în luna mai a fost de 6,6%, în creștere cu 0,2 puncte procentuale comparativ cu luna aprilie, existând o diferență de 1,7 puncte procentuale între bărbați și femei. Astfel, în cazul bărbaților, șomajul se cifrează la 7,3%, iar la femei acesta este de 5,6%, a anunțat Institutul Național de Statistică. În total, numărul șomerilor în vârstă de 15-74 de ani este de 581.000 persoane, în creștere față de luna precedentă, când au fost 573.000 de persoane, dar în scădere față de aceeași lună a anului anterior, când au fost înregistrate 622.000 de persoane. Pentru persoanele adulte cu vârsta cuprinsă între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 5,5% pentru luna mai 2016, 6,3% în cazul bărbaților și 4,5% în cel al femeilor. Numărul șomerilor în vârstă de 25 și 74 de ani reprezenta 78,3% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna mai 2016.